Suntem în capitolul 10 al Evangheliei lui Marcu, dinpreună cu Isus și ceata ucenicilor, aflați pe drum spre Ierusalim. Deși plecat pe drumul fără întoarcere al crucii, Domnul Isus nu pare copleșit de perspectivă, ba chiar folosește orice moment ca să aducă sănătate, soluții și clarificări în jurul său pe oriunde treceau. Sigur că nu toți cei ce îl îmbulzeau erau disperați sau binevoitori. Așa, spre pildă, fariseii, care erau bineînțeles și ei pe urmele lui, îi puneau neîncetat întrebări viclene cu gând să-l prindă cu vorbă. Întâi l-au întrebat despre divorț, un subiect fierbinte, pentru că însuși împăratul lor din acele zile, Irod Antipa, divorțase de soție pentru a se însura cu o cumnată. Deci, era sau nu permis divorțul? Dacă ar fi răspuns nu, i-ar fi contrazis pe Moise și pe Irod. Dacă ar fi răspuns da, ar fi părut moale și corupt în învățătura sa. Dar, cu înțelepciune, Iisus direcționează discuția de la divorț la căsătorie. Căznicia a fost creația lui Dumnezeu. Orice o afectează este răzvrătire față de El, deci păcat. Singurul temei pentru despărțire pe care Scriptura îl admite este infidelitatea. Copiii sunt produsul inocent al căsătoriei, iar răul divorțului este dublu pentru că, de fapt, cel mai mult au de suferit copiii atunci când căminele sunt distruse. Și în timp ce vorbeau, Iisus a chemat la el niște copilași, i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, spunându-le celor din jur că era dorința lui Dumnezeu ca și adulții să se încreadă în el cu aceeași credință simplă și sinceră, ca unor copilași. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Citim în Marcu 10, versetul 15. Și tocmai când erau pe punctul să pornească din nou la drum, un om, alți evangheliști precizează că era un tânăr, l-a abordat pe Iisus și l-a întrebat: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? În condițiile sistemului mozaic, întrebarea era legitimă. Dar Iisus iese din convenție și îl face pe tânăr să gândească. Trece cu el prin decalog și se pare că omul acesta împlinea tot ce era scris acolo cu privire la semenii săi, după care Iisus îi arată omului adevărata lui nevoie. O relație cu Dumnezeu. Dă la o parte orice stă între tine și Dumnezeu, îi spune Iisus, și apoi urmează-mă. Dar omul acela a plecat trist pentru că era bogat și nepregătit să facă ce i se spusese, să renunțe la averile sale. Apoi, Iacov și Ioan s-au apropiat de învățătorul lor ca să-i ceară o favoare. Când vom ajunge în împărăție, vrei te rugăm să ne dai locurile cele mai bune? Dar Domnul a răspuns: nu știți ce cereți. În primul rând pentru că în împărăția lui Dumnezeu deplina și singura autoritate va fi dumnezeirea, iar a sta lângă Iisus în slavă presupune întâi să suferi cu El și pentru El aici jos. Cine dorește să fie mare trebuie să se zmerească și să slujească, întocmai ca Mântuitorul Iisus, care pentru asta a venit și asta a făcut. A slujit și s-a jertfit.